numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și apostarea și apostimineață în ziua întâi. Iată că e credincioși și ne-a dorit bun Dumnezeu să încheiem prima zi de post, după ce ne-am pregătit de 3 săptămâni în pace cu tot felul de aducere aminte, de noi înșine, după ce ne-am cerut iertare în cursul zilei de ieri de la cei pe care ne-am mărit de mult, de la cei care erau supărați pe noi și nu știam de ce să supărați pe noi. Iată că am început așadar postul cel mare. Postul cel mare este o provocare pe care, iată că, an de an, noi o avem în față. Nu este o punga susținerilor, acest post, ci este o perioadă în care trebuie să ne aducem aminte de noi. Dacă ați fost atenți în timpul canonului celui mare, al Sfântului Andrei Ciprian, v-ați dat seama că ne cere, în prima parte a postului, Biserica, să ne aducem aminte de cele din Vechiul Testament, anume despre cei virtuoși, dar și de cei păcătoși. Și se așează în față imagini de oameni care au fost întotdeauna lângă Dumnezeu, dar și de oameni care s-au dat mai la o parte. Și ca un centru al acestei bateri între a fi și a nu fi lângă Dumnezeu, ne prezintă pe prologul David în partea lui de păcat, de păcat de Dumnezeu, dar apoi în partea lui de smerenie, în partea pe care a așezat-o ca pace și legământ între el și Dumnezeu. Și se spune că odată la episcopul Milanului, la Sfântul Ambrozie, a venit împăratul Teodosie cel Mare de la o luptă foarte sângeroasă. Și episcopul i-a spus, luminăția ta este foarte bine ca nimic, dar cine va împărtăși peste 3 săptămâni, timpul care trebuie să faci pocăință neapărat. La care împăratul, foarte surprins, i-a spus, cred că ai încurcat lucrurile. Eu sunt împărat și trebuia să duc această luptă și dacă vrei să te ajut, deși ești slujitorul Dumnezeu, trebuia să știi înaintea mea, atunci când David s-a încometat alergând de colo-colo între războaie, atât el cât și cei care l-au ajutat au mâncat din pâini de puneri înainte, din acele pâini din care numai arhiereul trebuia să mănânce. Și fără să se tulbure în niciun fel, episcopul Ambrozie i-a spus, luminăția ta este adevărat, dar până acum ne-ai demonstrat decât păcatul lui David, nu și smerenia lui. Și noi de multe ori ne legăm de anumite lucruri și spunem, ia uite, și eu am făcut așa, m-a făcut în anipasul meu. Sau, sunt și eu un coleg din generația de tare sau de tare. N-are nicio legătură. Important este legătura noastră cu Dumnezeu la capăt. Dacă tot vrem să luăm exemple, trebuie să luăm exemple totale. Trebuie să mergem până la capătul ele și degeaba ne amăgim să spunem că am început să învățăm de la putare sau de la putare, dacă nu am învățat decât o anumită parte. Și iată că astăzi, spre sfârșitul slujbei, avem un lucru foarte interesant. Într-o rugăciune ne rugăm lui Dumnezeu și spunem, cine de două stăpâne celor ce merge spre somn, odihnă sufletului și trupului. Noi credeam că numai trupul se odihnește. Și iată că aflăm că și sufletul se odihnește. Cum se odihnește sufletul? Să ne gândim la câteva lucruri pe care Sfânta Evanghelie din seara aceasta ne-a pus în față. Sufletul se poate odihni dacă este neturburat. Și Mântuitorul ne învață că până la sfârșitul veacurilor vom auzi de războaie, vom auzi despre vrăjmași care sunt împotriva noastră, dar sfârșitul nu va veni. Această veste pe care ne dă Dumnezeu că sfârșitul nu va veni decât după ce vor trece toate, acest lucru ar trebui să ne dea nouă odihnă sufletului. Odihna sufletului
este în noi, decât că noi de multe ori nu vă dăm în seama. Și ne trezim în miezul noastră cu tot felul de griji. Dar dacă cu tare lucru nici măcar nu se va întâmpla vreodată, de ce ne-am trezit? Pentru că nu am știut să celor Dumnezeu odihnă sufletului. Odihna sufletului este aceea care trebuie să ne întoarce de pace și de bunătate. Sunt foarte multe lucruri pericole pentru noi, să spunem, dar dacă le trăim anticipativ, dacă le trăim înainte de a se întâmpla ele, cu siguranță că sufletul se ne poate odihni. Sfântul Sfântului trebuie să știm că și Dumnezeu, atunci când a constatat că s-a făcut seara sau dimineață, ziua întâi, a început prin a așeza lucrurile în pace. Dumnezeu la creație n-a intrat în conflict cu nimeni, ci se purta pe deasupra apelor. Așa trebuie să se poarte și sufletul nostru peste o stare de pace. Dacă am început postul gândindu-ne, aoleu, ca ce fac cu cea mai rămasă frigider, dar ce fac cu putare că mă duc la muncă și o să râdă în frutare sau în frutare de mine. Acesta nu mai este post, frate. Trebuie să o luăm ca atare. Este post. În post trebuie să fim pregătiți să mai fim și mustrați. Pe nedrept. Considerăm noi. Dar cu siguranță că cel care ne mustră, consideră că ne-a mustrat pe drept. Și atunci diferența o face tocmai atitudinea pe care o avem în timpul postului, de a-i lăsa pe cei care ne-au mustrat să creadă că au făcut-o pe drept. Nu suntem datori de a instaura imediat o stare de pace. Să spune, vezi, mă, dată treabă. Asta e și rugăciunea, habar nu ai ieșit pe stradă. Nu e așa. La fiecare intersecție găsești 2-3 care se gândesc la lor. La fiecare cotitură găsești pe unul care să dă 2-3 pași înapoi. Ceea ce mă gândește pe mine, mai sunt și diverse obișnuite tipurile. Că așa se face și dau înapoi, oamenii se răsuflă în sânt, multe lucruri pe care le văd și le știm. Dar tocmai atitudinea de a merge mai departe face diferența între a ține sau nu ține post. Dacă tot ne-am apucat să începem așa de frumos, cu această seară deosebită, postul, trebuie să-l ținem până la capăt. Și să nu ne așteptăm acum că va avea Dumnezeu grijă de noi, să nu ne mai supere nimeni. Nu. Dumnezeu va avea grijă de noi, ca ori de câte ori diavolul să ceară să ne supere, să-i dea voie. Pentru că lumina de la sfârșit, când tot în biserica aceasta ne vom chema veniți de primiți lumină, acea lumină trebuie să fie răsfată pentru tot ceea ce am făcut de aici. Așadar, începe un post care va fi frumos sau urât, va fi îndelungat sau scurt, va fi cu folos sau fără de folos, după cum noi îl vom așeza în granițele noastre. Va fi frumos dacă noi îl vedem frumos, ca cum grijești. Și să ne spunem, da, a venit o vreme în care să ne antrenăm la a ne despărți de lucruri pentru o anumită perioadă. Va fi urât însă dacă o să ne uităm dorâși în frigidele noastre să spunem, o, dacă am dat pe aia și pe aia la altă, trebuie să le arunc sau mai departe. Nu trebuie neapărat să le arâncați. Trebuie să le dați cuiva care oricum poate și tot anul. Să știți că cei care îi vin mâna pe acolo și pe acolo nu îi vom ispiti dacă le vom da de mâncare. Oricum îi vor să fie la 364 de zile care au mai rămas după ce au mâncat la masă. Trebuie să știm cum să punem problema. Și spuneam că va fi o perioadă de post lung sau de post scurt, după cum noi încredințăm aceste lucruri, înțelesul postului. Dacă începem și facem ca în armată, au mai rămas 48 de zile de acum, sunt numărat să trebuie. Și mai tăiem lumina, n-am făcut nimic, asta înseamnă o contabilitate și vedem la sfârșit, intrăm în săptămâna patrilor, au mai rămas 7 și am încheiat situația. Va fi foarte mult. Dacă începem să le numărăm zi cu zi, n-am făcut nimic. Înseamnă că noi am început postul ca să putem să-l și terminăm. Nu? Postul nu e început ca să-l și terminăm. Postul este început pentru noi ca să învățăm ceva din el.
să ne dăm la o parte când altul se încurcă de noi, să lăsăm pe șeful să ne asuprească așa cum crede noi și așa cum crede el că o face corect, să lăsăm pe coleg să se bucure atunci când ne mulțumește pe noi șeful locul lui, să-i lăsăm pe ceilalți să meargă prin noi și să nu ne cruțe de la nicio stare de bucurie pentru ei. Acesta este postul. Dacă ați văzut că înseamnă altceva, trebuie să ne reorientăm asupra înțelesului postului. Eu vă rog pe dumneavoastră, Bunul Dumnezeu, ca așa cum am început postul, spunând și-a fost seară și-a fost dimineața, pe încet, încet, spre sfârșitul lui, să spunem că am învățat ceva. Am învățat să fim mai buni, am învățat să ne deconectăm de la lumea aceasta, sensul bun al Cuvântului. Auzeam în timpul slujbei mai ales la sfârșit un zgomot de telefon și mă gândeam eu, când am făcut prima dată acest canon în 1982 la seminar, pentru că nu știam până atunci că există așa ceva, nu era decât un singur telefon în biroul directorului, nu s-a auzit niciodată în timpul canonului. Trebuie să luăm și noi aminte. Ce înseamnă acest telefon? Înseamnă că cineva vrea să ne tulbure. Că să spuneți, da, dar dacă nu răspundeam, nu este așa. Dacă pe om îl obișnuiești într-un fel, așa îl ai. Mă sună telefonul meu în fiecare minut, dacă l-aș vrea să răspund. Da, nu sunt niciodată. Deci lumea s-a obișnuit, cei care s-au obișnuit, cei care nu s-au obișnuit, pentru că mai insistă. Dar trebuie să știm că, dincolo de a lua legătura la telefon, trebuie să avem o legătură interioară cu celălalt. Mi-aduc aminte că acum vreo 10-15 ani, când eu pe telefonie era oarecum la început. M-am dus cu cineva până la Magalia și până acolo a răspuns la vreo 20 de telefoane și când mi-am întors la altă vreo 30. Și eu, din câte dădea să aud și să înțeleg și eu din comorbiri, am avut o curiozitate zic, fratele meu, câte lucruri ai rezolvat de când am plecat, până acum mi-am întors la 50 de telefoane. Deci niciuna. Pentru că am vorbit numai cu niște angajați ai ei, pe care dacă nu-i verific, nu o să te leagă nimic cu ceilalți să se facă. Și zic, și atunci de ce ai mai răspuns la telefon? Pentru că așa se face. Asta da răspuns. Vă să zic că facem și lucruri gratuite. Dacă vrem să le facem. Iată că aflăm astăzi, în prima zi de post, că se poate să nu. Numai dacă vrem noi. Nu poate nimeni să ne aducă o argumentație atât de puternică și să spună, știți, dacă răspundeam la telefonul ăla de biserică de la ora 5-2 minute, ajungeam nu știu pe unde. Nu e chiar așa. Dumnezeu poate să scurcircuiteze lucrurile și altfel. Numai asta avem noi credință. Să nu amestecăm lucruri, să nu credem că ceea ce a spus prorocul Ieremia când a spus blestemat este cel ce spune încrederea în om, nu ne atinge și pe noi. Orice răspuns înfigurat la o anumită concordire deja ne așează în cei care își pun încrederea în oameni. Noi acum ne punem încrederea în Dumnezeu. Și știm că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă sub acoperișul Dumnezeu, iar noi aici, în biserică, trebuie să trăim bucuria psalmistului care a spus în biserica slavei care sunt, în cer, asta mi se pare. Să dea Dumnezeu să mi se pare că postul acesta frumos, sub un acoperământ de har, de bunătate, de calitate, de îngăduință și de bucurie. Așa se ne-a spus.